Bravo, bravo. Claudiu, nu faci poză. Dar nu știi faci. Dar nu știu ei faci. Sunteți un om, nu doar cu lira, mai întâi credincios. M-am fost la biserică. Cu Dumnezeu prima oară și după aia le facem pe toate. Doamne ajută. Salutări pentru tot ce ați făcut în Parlamentul împotriva certificatului verde. Mulțumim frumos. Unde punem o coroană de flori pentru eroii martirii neamului românesc, Ciordaș și Bolcaș. Și la Crăișorul Munților. Trăiască și floream! Bolnor, Ardeal și țara românească! Iacob, trăiască moțul între vot, Câmpia libertății spune, că Abrameacu suntem toți, că Abrameacu suntem toți. Vă mulțumesc tuturor că ați venit să ne întâmpinați. Noi suntem într-un traseu prin țară ca să continuăm lupta pentru libertatea, unitatea și independența românilor pe care au dus-o vrednicii noștri înaintași. Din păcate suntem prea mici astăzi și ne-am căpătuit în fruntea statului nostru care trebuia să fie român și în fruntea orașelor noastre cu indivizi parașutați de prin alte părți. Noi aici suntem în țara moților și o să luptăm până la capăt pentru ca lupta lui Avram Iancu, a lui Horea, Cloșca și Crișan, a lui Ciorda și a lui Bolcaș și a tuturor celor care s-au jertfit pentru neamul românesc să nu fi fost în van. Ce faceți, băieții? Salut! Trăiți la Tinca, că este piață! Am fost la biserică la Tinca. Da? Aoleu, pare bine de cunoștință. Salut. Și... Trăiască moțul între moț, Câmpia libertății spune, că ceabra mea cu suntem toți, că ceabra mea cu am văzut el într-o biserică cu frumoasele. Trezește-te! România, trezește-te! Cea mai mare avem. Mergem până la rustul lui Mihai Eminescu, că aici, în Beiuș, este. În Oradea nu prea este. O să mergem și acolo. Uite ce frumoasă face.
să continuăm lupta pe care Mihai Eminescu a dus-o, lupta pentru valori românești, pentru identitate națională, pentru unirea românilor. Noi avem o forță mare și ne-am trezit în sfârșit. Suntem din ce în ce mai mulți în fiecare localitate și izbânda e a noastră, să nu vă temeți. Mergem pentru înaintași. În continuare o să mergem la Salonta, am fost de dimineață la Alești. Continuăm cu Oradea, continuăm cu Marghita și mai avem? Nu, avem. Andrei Taichi și coordonatorul nostru de aici, din Bihor, un om vrednic. Veniți lângă noi, toată lumea. Și pe YouTube acolo, fiecare stați și ne urmăriți de la distanță, vă conectați cu e-mail-ul, acum la clip apăsați like, copiați link-ul, distribuiți și pe alte rețele de socializare și împreună o să ajungem și la 100.000 și pe YouTube, pentru că pe Facebook suntem 1.100.000 deja. De mult suntem. Salonta. Iohannis, nu dă mâna cu poporul. Iohannis dă mâna cu hoții. I-a împreunat PNL cu PSD. Iohannis trebuie ridicat în ștream, cât mai sunt. Hai, dați-i un cui în talpă și mă. Să fii în continuare. Să fiți în continuare. Doamne ajută. Salut. Serion. Serion. La Bucăști acolo am fost. La Salonta. Vă salutăm pe toți fraților de aici din Salonta, peste tot unde mergem, am fost Alești, am fost Beiuș, acum suntem Salonta, mergem Oradea și Marghita, mâine o să fim în Satu Mare. Veniți alături de noi, maestru Voiculeț este acolo unde sunt și restul patrioților români. Cu toții trebuie să fim împreună. Vă așteptăm în caravană, după Satu Mare mergem Maramureș, mergem la Cluj, mergem la Bistrița și trecem după aceea în Moldova, la Suceava, la Botoșani, ca pe 24 ianuarie să marcăm, chiar dacă autoritățile și marele, de fapt e mic, primar al Iașiului, nu vor să marcăm 24 ianuarie, noi o să ne ducem acolo. Pentru că iubirea de țară trebuie manifestată de fiecare dată când avem ocazie, iar pe 24 ianuarie s-a făcut unirea celor două principate. Veniți alături de noi, unirea face puterea, toți patrioții împreună! Aici mi-e floarea și rădăcina, aici mi-e frunza și lumina, aici mi-e graiul, aici mi-e glia, dar țara mea de dor e România, România mea, e România ta, e România noastră și suntem țările mea. Trebuie să ținem de speranța asta și să ne luptăm până la capăt să reușim, doamnă. De unde sunteți? De aici, din Oradea? Vă mulțumim, vă iubim și ne înclinăm în fața generației dumneavoastră, care ne-a lăsat o țară cum trebuie, fără datorii, independentă și care avea un viitor. Acum nu mai avem un viitor, dar ne luptăm și ne-l construim. Să ne ajute Dumnezeu, Doamne. Doamne ajută. Amin. O să fim nu să mai apară pe șoară, ci mai apară. Cea mai mare avere pe care o am, încrederea pe care voi da, o aveți în mine. Și dumneavoastră, haideți cu mine, toată lumea! Deșteaptă-te române, da?
imnul național al României la Oradea. Anul trecut l-am cântat aici în piață cu George Simion și cu voi. Mai țineți minte? Și la câteva zile AUR a intrat în Parlamentul României. Acum îl cânt încă o dată cu voi și Klaus Iohannis va pleca acasă. Mulțumesc și vă iubesc în continuare. Am să-l invit la microfon pe prietenul meu și prietenul vostru. Este prietenul României și prietenul copiilor noștri, pentru că el ne va salva. George Simion! Bine v-am găsit, Oradea, bine v-am găsit, Bihor, bine v-am găsit, români! Sunt tare bucuros că am revenit la Oradea pentru a continua lupta pe care am început-o acum un an. Am făcut față în Parlamentul României la cele mai mari mârșăvii. S-au împrumutat, cât nu s-au împrumutat România în ultimii 30 de ani, prin PNRR și prin împrumuturile pe care le-a făcut Câțu. L-am trimis pe Câțu acolo unde este locul, acasă, la lada de gunoi a istoriei. Am blocat mârșăvia cu numărul de porci pe care îl avem voie să îi creștem în bătătură. Ce n-au reușit comuniștii, ce n-au reușit cele mai mari dictaturi, voiau să facă cei de la PNL și de la USR și am blocat nebunia asta, iar mafia politică voia să bage țara în haos rău de tot prin implementarea dreptului la muncă. Trebuia să-ți dea statul dreptul la muncă dacă erai vaccinat sau nu erai vaccinat. Așa că ne-am luptat acolo pentru voi, alături de voi. Vă mulțumesc fiecăruia dintre voi care ați venit la București, pentru că ați venit și din județul Bihor. Împreună suntem o forță care înspăimântă actualul sistem politic din România. Actualul sistem politic care ne-a condus de 32 de ani. Toate celelalte partide au fost la putere și acum nu mai știu ce să facă ca să ne intimideze. Mulți se întreabă cine stă în spatele AUR. Adevărul, dreptatea și poporul român, voi, fiecare dintre voi, împreună reușim să dărâmăm acest sistem care ce-a făcut în 89? L-a împușcat pe Ceaușescu și a început să fure și să se facă stăpân peste viețile noastre. Avem nevoie de fiecare dintre voi pentru următorul pas, trimiterea acasă a primului turist al țării. Avem de strâns 3 milioane de semnături și tot sistemul lui Iohannis, ați văzut, inventează tot felul de aberații, extremism, antisemitism. Toți cățeii lui Klaus Iohannis au sărit la atac. Ieri l-am auzit pe cel supranumit Ruj Roz sau Pensatul că acuza AUR, spunea că va avea 3 minute audiență la Macron. Și din cele 3 minute, 2 o să vorbească despre extremiștii de la AUR. Așa înțelege Ruj Roz să facă politică, să se lupte cu adversarii politici democratici. Se duce să se plângă la stăpânii lui. Noi nu avem alt stăpân decât Dumnezeu și nu ne temem de nimeni altcineva decât de Dumnezeu. Așa că poate să se ducă și la mami Merkel, și la Macron, și la Bruxelles, și la cine o vrea el, acel Ruj Roz, că pe noi nu ne interesează. Dacă vă avem pe voi alături, mergem până la capăt în bătălia pe care am început-o. Mergem până la capăt, aveți încredere în voi, aveți încredere în națiunea noastră, aveți încredere că avem un viitor la noi acasă.
mergem înainte cu Dumnezeu. Amin. Și mergem înainte în toată România. Doamne ajută! Chiar atunci o vezi, nu pot să-i dă. De 7 ani de zile, Eminescu nu mai există în Oradea. Nu vrem să acuzăm, vrem doar să tragem un semnal de alarmă, că trebuie să punem mâna cu toții și să facem ceva. Dacă doar vom critica, o să fim eșuați, cum sunt cei de la USR. Avem datoria de a construi împreună, să ne dăm mâna și să vedem ce putem face de acum înainte. Salut! Bună seara! Bună seara! Bine, bine! Da! Telefone! Telefone nu răspunde, nu nimic. Cine? Da, sună, da, da. Bine! Ia mai sună, așa. Sună-mă, să vadă și restul, cum nu se poate vorbi la telefon cu mine. A început iar de ieri, cum a fost atunci cu protestul și cum țiui. Și unii zic că e microfonie, nu e nicio microfonie, că mă sună și de la 30 de kilometri distanță și tot așa face telefon. Serviciile, ne lucrează. Mircea, iartă-mă, eu am vrut să-ți răspund și toți prietenii care mă sună nu pot vorbi la telefon, mă, frate, așa, asta e echipa, așa face. Echipa lui Mutulică. Bună seara și bine v-am găsit, Marghita. Bună seara și bine v-am găsit, Picoreni. Sunt tare bucuros că acum 2 ani porneam un proiect politic de la zero. Și nu ne dădea nimeni nicio șansă, pentru că știm care e sistemul care ne subjugă și ne sufocă și ne mănâncă viețile. Și a, faceți voi un partid, ce șanse aveți împotriva la derbedeii care ne conduc? Nicio șansă. Sunt tare fericit că în seara asta, după un drum greu prin județ, am reușit să ajung și la Marghita și să mă văd față în față cu voi și să vă cer să luptăm împreună pentru libertatea noastră și pentru suveranitatea noastră ca individ și ca neam. Noi suntem luptători și ca cei dinaintea noastră avem o datorie. Libertate, te iubim, ori învingem, ori murim. Libertate, te iubim, ori învingem, ori murim. Libertate, te iubim, ori învingem, ori murim. Nu-mi scandați, vă rog, numele, că eu nu vreau să singularizez mișcarea asta noastră și să o reduc la un singur personaj. Eu vreau ca în mișcarea asta noastră să adunăm toți patrioții, toate vocile antisistem. Dar antisistem, când spun asta, eu nu spun că trebuie să fim anarhiști sau nu vrem reguli. Din contră, regulile sunt bune și ajută la creșterea unei societăți. Eu când spun antisistem, spun sistemul care a distrus România timp de 30 de ani. Și eu vreau să ne adunăm într-o mișcare de aur care să aducă toți patrioții alături. Prea mult s-a încercat dezbinarea și prea mult s-a umblat la orgolii. Împreună să construim mișcarea de eliberare națională a României. Voi sunteți acea mișcare, voi sunteți aur pentru România.